Este un privilegiu extraordinar să fim în ultimul sabat din 2022, pe 30 decembrie, împreună cu familii, prieteni, cunoscuți, tineri, nu-i așa? O să încerc să pendulez de la stânga la dreapta, pentru că așa mi s-a spus, așa că dacă întorc capul spre dreapta, vă rog să nu vă simțiți ignorați. Subiectul nostru este foarte interesant și sper să mai existe puțin apetit pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Oricum, melodiile, cântările, tot ce s-a produs în această seară aici, a lăsat impresia că în lumea asta nebună, în lumea asta întunecată, în care ne găsim, există o oază de lumină. Și această oază de lumină e aici, la Porumbacu, în 30 decembrie, orele, nu știu, e 8 și ceva, mă gândesc. Oricum, sunteți bineveniți în această clădire, în acest locaș și profit de ocazie să spun bun venit și celor de pe, care sunt pe calea undelor. Am înțeles că sunt în jur de 200 de oameni, mai mult sau mai puțin. Sunteți prietenii noștri, chiar dacă nu vă vedem, vă simțim și fiecare inimă care este dincolo de camera de luat vedere are importanță nu numai pentru noi, dar și pentru Dumnezeu. Dragii mei prieteni, aș vrea să spun că există un text cu care m-am obișnuit, este din Filipeni 1:29, nu l-am pe slide, dar mi-a venit acum în memorie, pentru că vouă vă este dat nu numai să credeți în El, ci și să suferiți pentru sau de dragul Lui. Corect? Vă aduceți aminte de textul ăsta, toată lumea? Filipeni 1:29. De fapt, acest text împarte lumea în două. Cei care cântă pentru Hristos și cei care sunt gata să moară pentru Hristos. Nu e așa că e o diferență? Și gândindu-mă la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care vine în curând, am această senzație că niciodată n-am văzut în viața mea 10.000 de miliarde de îngeri făcând potecă, făcând o cărare de la constelația Orion, de unde se găsește tronul lui Dumnezeu, până aici la noi. Vă dați seama ce conglomerat de bucurie și de veselie, pentru că atunci când spui un înger, când spui 10 miliarde de îngeri, când spui mii de zeci de mii de mii de îngeri, vorbești de un număr infinit de stadioane, nu de oameni care huiduiesc sau fluieră, ci imaginezi o populație de îngeri care exprimă bucuria. Iisus vine să curme suferința, necazul, nedreptatea, injustiția, părtinirea, dezamăgirea, suferința, toate la un loc. Iată-ne în această seară, pregătiți pentru un subiect. Vreau să vă spun că subiectul ăsta, ca niciodată, nu că nu e cu cap și coadă, dar are două titluri. Și primul titlu este începutul și mai am un titlu care finalizează subiectul. Când infatuarea se transformă în panică. De fapt, această expresie este definiția sau concluzia de final a subiectului nostru. În slide-ul 2, bineînțeles că am o exprimare diferită și ne referim la o expresie, războiul de mâine împotriva adevărului de astăzi. Cred că ați auzit vreodată expresia asta, războiul de mâine este pentru adevărul pe care cineva îl crede astăzi. Dragii mei frați, prieteni, surori, tineri, ca să putem să fim parte din războiul de mâine, trebuie să înțelegem natura adevărului de astăzi, adică adevărului prezent. Și evident că în contextul acesta avem nevoie să definim ce ar putea fi un adevăr prezent. În ecuația noastră, nu, cu caracter adventist, există o declarație care este coloana vertebrală a tuturor celor care așteaptă pe Domnul Hristos cu toată inima și cu toată bucuria și cu toată pasiunea. Această declarație se găsește în Apocalips, capitolul 12, versetul 4, 17, e slide-ul 4, mă iertați, unde ni se spune: și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița semeției ei, care, evident, păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. E cineva din sala asta care n-a auzit niciodată textul ăsta? Nu este. Și atunci, de ce-l mai citești? Pentru că repetiția este mama învățăturii și pentru că acest text ne arată că noi, dumneavoastră, împreună toți, cei de pe, poate și cei care sunt pe calea undelor, cred în acest text, există o țintă
Lumea nu ne are pe noi încă, virgulă, ca țintă, dar vine vremea când tu, eu, noi, toți vom fi o țintă a mai mult de 8 miliarde de oameni. Nu vor muri cu toți, dar vor fi mulți, suficient de mulți, ca să fie împotriva ta și a mea și împotriva poporului lui Dumnezeu. Deci vine vremea când vom deveni ținte. Și atunci când vom deveni ținte, mai devreme sau mai curând, vom observa că această țintă este mobilă. Știți ce se va întâmpla? Dușmanul are o pușcă cu lunetă și știe că din tabăra lui Dumnezeu vor trece oameni în tabăra lui. Și știe, de asemenea, vrăjmașul, că din tabăra lui vor trece în tabăra lui Dumnezeu. De aceea avem și două momente de încheiere a Harului. Încheierea Harului pentru biserică și încheierea Harului pentru întreaga lume. Avem două cerneri. Cernerea pentru biserică și cernerea pentru oamenii din lumea întreagă. Avem două sigilări. Sigilarea pentru poporul lui Dumnezeu și avem sigilarea pentru cei care vor ieși ca efect și rezultat al marii strigări sub puterea ploii târzii a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Deci în contextul acesta, țintele sunt mobile. Și vreau să vă spun, dacă i-a trecut cuiva prin cap că dacă trădează și negociază cu diavolul, mai are o secundă de trăit, se înșeală grozav. Din nefericire, pe planeta Pământ nu ducem lipsă de iude, nici în societate, nici în biserică, nici în politică, nici în religie și poate nici chiar în familie. De ce? Pentru că Domnul Hristos a spus, doi care dorm într-un pat, unul va fi lăsat, unul va fi luat, mă iertați, și unul va fi lăsat. Întrebare, în camera de sus, la Sfânta Cină, erau de fapt mai multe caractere, dar două erau evidente. Caracterul Domnului Hristos, care spăra picioarele lui Iuda, și caracterul trădătorului, care se lăsa spălat de Domnul Iisus Hristos. În contextul ăsta, când s-a terminat acel moment de aur pentru Iuda, cine a plecat și cine a părăsit pe cine? Domnul Hristos a părăsit pe Iuda sau Iuda a părăsit pe Domnul Hristos? Cine a părăsit sala în care se spălau picioarele? Trădătorul sau Domnul Hristos? Observați, aici este o lecție. Iisus niciodată nu pleacă de la tine. Nu pleacă de la mine. Iisus stă, noi plecăm în cazul în care devenim o țintă mobilă. Acum, cei care vor deveni țintă sunt aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și, bineînțeles, au o mărturie a caracterului divin al Domnului Hristos. Se aude pe la colțuri, în engleză se spune the talk of the town, bârfa, ce se mai aude până oraș. Se aude pe la colțuri că ce-i treaba asta cu păzirea poruncilor? Că e altceva, că e doar o formă, e o expresie figurativă, o formă de respect față de Dumnezeu. Dar în Apocalipsa, capitolul 12, dragii mei frați, această declarație este cât se poate de reală. Ținta vor fi aceia care vor păzi poruncile lui Dumnezeu. Acum, sigur că atunci când vorbim despre un titlu atât de intrigant, războiul de mâine împotriva adevărului de când? De astăzi. Știți, ca să putem să avem această definiție, v-aș invita să deschidem scriptura, deschidem spiritul profetic, slide-ul 5, o declarație interesantă, mărturii pentru predicator, lucrător și așa mai departe, pagina 117-118, versiunea engleză. În timpul în care trăim, Domnul și-a chemat poporul și le-a dat o solie de purtat. El i-a chemat să descopere răutatea omului fără de legi. În primul rând aș vrea să facem puțin analiza textului și să tragem câteva concluzii naturale. În timpul în care trăim, textul ăsta are cel puțin 120 de ani vechime. Ce ziceți, mai e la modă sau nu mai e? S-a învechit? Nu s-a învechit. Și acum, dacă aplicăm textul pentru 2022, Domnul Hristos spune, în timpul în care trăim, Domnul și-a chemat poporul. Adică noi
Vrem să fim poporul. Vrea cineva să nu fie poporul? Nu văd rațiunea pentru care cineva ar fi prezent aici care să refuze ideea că, dom'le, vin să aud o muzică bună, dar nu vreau să fiu poporul sau nu vreau să fiu parte din poporul lui Dumnezeu. Well, dacă vrem să fim parte din poporul lui Dumnezeu, evident, avem de purtat o solie. Așa spune textul. În timpul în care trăim, Domnul și-a chemat poporul pentru ce? Și le-a dat o solie de purtat. Bun. Care este solia? El i-a chemat ca să descopere răutatea omului fără de legii. Păi dacă eu mă apuc, sau dumneavoastră, sau poporul acesta mare de pe pământ, este chemat de Dumnezeu să părăsească zona de confort. Ce ziceți dumneavoastră, câți prieteni veți mai avea în momentul în care vă apucați să descoperiți răutatea omului fără de legii? Mai aveți prieteni sau... mai avem prieteni sau înotăm singuri în marea aceasta învolburată a lumii? Deci Dumnezeu ne cheamă la un risc. Iată că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Acum dacă vă uitați unul la celălalt, la frații, surorile care stau în dreapta, în stânga, te duci, dai mâna cu fratele din stânga, pace, ce faceți? Oaie? Oaie! Eu sunt o oaie, pace și dumneavoastră, cum sunteți? Oaie, oaie. Ce suntem noi aici? Oi între oi. Dar asta este misiunea lui Dumnezeu? Misiunea lui Dumnezeu este să vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. E, în momentul în care acceptăm această misiune, noi realizăm că atunci când primim solia de la Dumnezeu, Dumnezeu nu ne-a chemat ca să fim popor să mâncăm vegetarian, numai atâta. Credeți că asta e slujba noastră? Să mâncăm fără ou, fără lapte, fără apă, fără, eu știu, ulei, ce-o mai fi? Care este rațiunea pentru care tu existi? Eu exist, noi existăm. Care este rațiunea pentru care noi pur și simplu avem o solie de purtat? Este să depășim zona noastră de confort și să intrăm în zona lupilor. Și când intrăm în zona lupilor, noi predicăm lupilor răutatea omului fără de legii. Mai întâi, ca să putem predica răutatea omului fără de legii, noi trebuie să știm cine este omul fără de legii și care este răutatea lui. Am pus o întrebare legitimă, ce ziceți? Sunt foarte mulți oameni care navighează sau trăiesc în ape tulburi și habar n-au ce este asta. Noi suntem un popor al profeției. Cărțile care ar trebui să caracterizeze poporul acesta este Daniel și Apocalipsa. Amin? Din nefericire, sunt foarte mulți oameni care n-au reușit să memoreze cel puțin un verset din cartea lui Daniel sau din cartea Apocalipsei. Asta este misiunea noastră. El i-a chemat să descopere răutatea omului fără de legii. Bun, dar dacă descoperim răutatea omului fără de legii, înseamnă că lupta noastră e reală sau nu? Dumneavoastră vă simțiți că sunteți într-o luptă? Eu mă simt. Mă simt hăituit. Prin natura circumstanțelor, pregătesc un subiect în limba română în fiecare vineri. Nu e ușor să ții o predică bună, niciuna rea. Problema știți care e? E cel mai greu să menții un standard de calitate pentru un mesaj. O singură dată, dacă dezamăgești oamenii, a doua oară nu-i mai vezi la ușa ta. E stresul acesta, că poți sau nu poți să fii porvocea lui Dumnezeu, te pune în situația de a te ruga mai mult. Adeseori vine the brainstorm, cum se zice, furtuna gândurilor. Noaptea, joi, miercuri, noaptea, te scoli și scrii ce vrea Dumnezeu să spui la oameni. Nu e ușor. Lupta noastră nu este imaginară, fraților. Lupta noastră este o luptă reală. Vă invit să citim din Semnele Timpului, februarie 17, 1914, declanșarea celui de-al doilea război mondial. Sper să nu greșesc, da? Noi nu înțelegem așa cum ar trebui marele conflict care există între puterile nevăzute, lupta dintre îngerii credincioși și cei căzuți. Îngerii buni și îngerii răi luptă pentru fiecare om. Aceasta nu este un conflict imaginar. Noi nu suntem angajați într-o luptă mimată, adică simulată.
Trebuie să înfruntăm vrăjmașii cei mai puternici și de noi depinde cine va birui. Noi trebuie să ne găsim puterea acolo unde au găsit-o primii ucenici, adică în rugăciune la picioarele Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, trăim într-o lume a filmului. Cel mai mare predicator al planetei Pământ, știți cine este? Hollywood. Am făcut un studiu, Wikipedia, slide-ul numărul 7. Există o listă a anilor începând de 1950 până în zilele noastre, cu o listă a cărților cu caracter apocaliptic. Dacă aveți imaginea, sper că există. Interesant este că pasiunea lumii pentru filme cu privire la sfârșitul lumii sau cu tematică despre sfârșitul lumii, o să vedeți în următoarele imagini, crește în intensitate. Deci, ideea care vreau să o scot în evidență, ateu, neateu, agnostic, budist, musulman, creștin, tradiție, protestanți, toată lumea simte în aerul pe care îl respiră că ceva nu este în regulă pe planeta noastră. Ați auzit domnul Mircea Joană, fostul adjunct al NATO, amintind la un morning breakfast, prayer breakfast, sau cum se cheamă aici în Europa, despre calitatea mesajului Ellen White, nu știu ce a fost, Steps to Christ, nu mai rețin, apoi declarația Doamnei, și descoperă imediat calitatea unui mesaj care simte ea că e de la Dumnezeu, e original și n-are niciun dram de minciună în treaba asta. Adică vă dați seama câți prieteni pierde un jurnalist când se apucă să facă o transmisiune cu sute de mii de vizionări și să citească pur și simplu din Marea Luptă un capitol. Câți am dormit dintre noi dacă ar veni Doamna aici să ne citească capitolul, ultimul capitol din Marea Luptă? Hai să fim serios. N-ați mai văzut frați dormind la biserică când se citește ultimul capitol din Marea Luptă? Și totuși vreau să creionez o idee care este scoasă în evidență de spiritul profetic cu privire la apocalipsa sfârșitului. Deci, la ce se întâmplă în societatea noastră, la aerul pe care îl respirăm, la mirosul de sfârșit de lume pe care îl inhalăm în plămânii noștri. Pana inspirată, sper, adică încerc să fiu cât se poate acurat, dar toți cei care ați citit Marea Luptă, vă aduceți aminte de textul ăsta. Zice, în timp ce evenimentele solemne se depănează, bărbați și femei în poziții cheie în state și în autorități, în guverne, zice, observă evenimentele și încearcă să le găsească un loc logic în poziția scripturii, religiei și așa mai departe. Își dau seama că aceste evenimente sunt solemne și mărturisesc despre un eveniment urgent pe care mai devreme sau mai târziu îl vor traduce în revenirea Domnului Hristos. Acești bărbați în poziții principale de stat vor căuta, vor descoperi adevărul și vor deveni unelte prin care îngerii lui Dumnezeu vor proteja poporul în timp de persecuție. Când ei vor fi descoperiți, spune para inspirată, vor fi dispuși să renunțe la avantajele și la privilegiile lumești pe care le au și să se alăture sărăntocilor, amărâților, ca mine și ca dumneavoastră și să sufere pentru cauza Domnului Hristos. Vă aduceți aminte textul ăsta? Eu l-am melodramatizat un picuț, dar asta este realitatea, ăsta este textul. Deci iată, dragii mei, că sunt bărbați și femei în lumea noastră care descoperă valoarea adevărului pentru care noi de multe ori dormim. Războiul de mâine împotriva adevărului de astăzi. Revenim la Hollywood. Haideți să traversăm în slide-ul 8. Observați aici, din 1960, aveți un grafic. Apoi mergem mai departe, în 1980, 1989, până la Revoluție. Astea sunt toate filmele, slide-ul 9, mă iertați. Din 86 până în 89, astea sunt toate filmele, sau din 80 până în 89, sunt toate filmele cu privire la sfârșitul lumii. Deci filme cu caracter religios sau cel puțin care transmit ideea unui iminent sfârșit de lume. Dăm pagina, mergem la slide-ul 10 și veți vedea o imagine extraordinară. În 2010 până în 2019 se dublează numărul de filme care transmit mesaje cu caracter apocaliptic. Asta înseamnă că Hollywood-ul împreună cu îngerii căzuți miros că vine Iisus.
Am trecut prin 2 ani de suferință în care poporul a fost împărțit. Și nu numai poporul, familiile, societatea, oamenii, etc., etc. Undeva înainte de criza din martie 20 sau când a început, a existat această imagine, slide-ul 11, eveniment 201, un trail, o peliculă cinematografică în care cineva făcea repetiție în mod organizat și filmat cum se va întâmpla viitoarea pandemie, care de fapt s-a și produs, și cu lux de amănunte, Nostradamusul secolului 22 prevestea ce se va întâmpla. Acest eveniment a fost discutat, criticat, mă rog, parafrazat, etc. Vreau să vă informez că dacă în America se ținea, la New York, cred că a fost chestia asta, nu mai rețin, event 201 în care domnul Bill Gates împreună cu, cum se cheamă, World Health Organization, Organizația Mondială a Sănătății, erau acolo, ei sunt, astea sunt reale, le puteți găsi pe website, nu le-au șters încă de pe internet, că și cu treaba asta cu Biblia digitală, mărturia digitală, am căutat bula papală din 1815 a lui Papa Pius al IX-lea, august 15-1845 sau 54, mai rețin, în care spune că libertatea de conștiință este o otravă, o ciumă de temut într-un stat. Ați dat peste textul ăsta în Marea Luptă? Da. Am dus pentru că în 2003, când eram în Canada, mi-am scos toate bulele papale de pe internet ca să le am și le-am salvat în PDF, că dispar. Acum, în timpul pandemiei, m-am dus să verific dacă această declarație încă e pe internet și zice, autorul care a pus, sau persoana care a pus această chestie, această bulă papală, mulțumesc, a retras mesajul din motive neexplicabile. Deci, m-am dus în website și nu mai e bula papală, noroc o avem în Marea Luptă. Dragii mei frați, avem de a face cu oameni, nu numai că sunt deștepți, dar sunt șmecheri, sunt perfizi. Și dacă dumneavoastră credeți că cu ăștia putem negocia și pe ăștia îi putem crede că ne vor binele, îmi pare foarte rău, mă despart de acest gând. Ca dovadă, următorul slide e o surpriză a serii, slide-ul 12, poate ați auzit, World Health Organization în Belgia a inițiat din nou același scenariu de la 2000, event 201, săptămânile trecute, și numesc această pandemie din 2025 catastrophic contagion. Ce spun oamenii ăștia? Deci asta este oficial, de pe website, mergeți și verificați, nu spun nimic aberant. Următorul slide 23 spune, Belgia, octombrie 23-2022, această viitoare pandemie din 2025 o să fie o teribilă experiență. Din nou domnul Bill, din nou Nostradamusul noului lumii civilizate, au făcut din nou o peliculă, ca și ailaltă, în care ni se spune, sigur, fictiv, în ghilimele fictiv, câți oameni vor muri. În slide-ul 15 ne și spun ce fel de virus ne va lovi sau va lovi lumea în 2025 și în evenimentul 201 și acolo ne-au spus ce fel de virus ne lovește și au fost corecți, nu? Deci, de ce să nu crezi Biblia asta modernă, în ghilimele spus Biblie? Deci, spun că în 2025 o să vină peste noi Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome, adică SEER se cheamă. Anyway, cum o să o numi? Ce zic băieții? Zice OMS, adică organizația ăștia, că în 2025 o să moară 1 miliard de oameni, 500 de milioane sau 50 de mii de copii, iar aia care nu o să moară o să fie paralizați de corp, de cap, de creier, de așa mai departe. Ce ne mai spun ei? În următorul slide, slide-ul 19, aceasta a presupus prezența permanentă a echipelor de pregătire pentru situații de urgență, condiții de pandemie, care au efectuat o planificare operațională detaliată și au testat în mod constant acele planuri prin exerciții și aplicații. Deci oamenii ăștia se pregătesc exact cum s-au pregătit în evenimentul 201, nu? Și mai au ceva, acum vine despre noi, acum e vorba despre ținta pe care o vor alege. Uitați-vă la limbaj. Slide-ul 20, încrederea este o problemă esențială. Păi sigur că este o problemă esențială, ei știu că lumea nu mai crede în ei. Știți, americanii au o vorbă, mă minți astăzi?
să-ți fie rușine. Mă minți mâine, să-mi fie mie rușine. Dacă noi nu învățăm o lecție, ne-a dat Dumnezeu un timp de respiro. Putem respira anul ăsta după amiază cu tare. Și dacă noi nu reorientăm și ne repoziționăm poziția ca popor, ca biserică, ca entitate, ca misiune, să știți că foarte mulți dintre noi vor descoperi prea târziu că au trecut într-o zonă, într-o zonă periculoasă a dușmanului. Zice, încrederea este o problemă esențială. Încrederea a fost frântă, zic ei acum în chestia asta, în videoclipă. Bă, apropo, mergeți acolo pe website și o să-l vedeți filmulețul. Eu n-am putut să vin să țin predică, să pun, vă pun filme aici. Dar sunt declarații. Încrederea este o problemă esențială. Încrederea a fost frântă între populația țărilor, sistemelor de sănătate, între sisteme de sănătate și guvernare. Și acum vor să recâștige încrederea. A, chestia asta e de acord și nenea, domnul, domnia sa, episcopul de Roma, papa Francisc, unde spune că nu trebuie să fie niciun conflict între credință și știință. Adică, follow the science. Că spune doctorul sau că spune asta de sănătate a lumii, World Health Organization, tu trebuie să folosești asta ca o dogmă. Între credință, între știință și credință nu trebuie să fie niciun conflict. Iar aici este un omagiu pe care episcopul de Roma îl aduce în Scienza Pace. Stimați și distinși cercetători, întâlnirea voastră este un mare dar de speranță pentru umanitate. Auziți? Deci asta este speranța pentru umanitate. Dacă vreți să-l credeți, credeți-l, n-am nicio treabă cu nimeni. Dar aici este o chestiune, un limbaj furat, plagiat din Scriptură. O declarație de final în această peliculă video pregătită de domnul Bill Gates și Forumul Organizației de Sănătate Mondială. Spune, în această etapă, nu, când pregătesc ei pandemia, o comunicarea este esențială, iar comunicarea nu ar trebui să includă doar oamenii de știință, baza de date, cât și, dar pe lângă ăștia, lideri, atenție, sociali, politici și religioși. Deci oricum o dai, nu scapi. Deci, hai că noi nu facem politică, nu degem la vot, nu suntem aleși, cu tare, am înțeles. Dar societatea va participa și spune că vor fi invitați și liderii religioși. Deci această declarație tridimensională, dacă vreți, social, politic, religios, o găsim în textul din Geneza, capitolul 11, versetul 4. Mă iertați. Așa, slide-ul 23. Vă aduceți aminte, toată lumea știe, predici vechi și de demult, însă actuale. Haidem să ne zidim, numărul 1, o cetate, numărul 2, un turn și numărul 3, un nume. Toate acestea sunt exact simbolurile celor trei elemente de care vorbea, mă rog, această peliculă video, liderii sociali, politici, religioși, în imaginea de față aveți această tridimensională imagine, cetatea Romei, turnul Babel și un nume. Ce reprezintă ele? În următorul slide 25 este liderii sociali înseamnă cetatea, adică control social. De-aia trebuie să te bagi în oraș, să te țină acolo, ca și în China, să te închidă bine la etajul 42 și să stai acolo cu câine, cu pisică, cu mâță, cu bunicul, cu așa. Apoi, zice, factorii politici, păi ai nevoie și de un turn, că zice o cetate, un turn. Turnul reprezintă politica din lumea aceasta, care este la fel de controlată și mai târziu spune să ne facem și un nume. Adică să avem o religie comună în care toată lumea să fie unită. Deci avem societate, cetatea, avem turnul, politica și avem un nume care reprezintă religia globală. Merg următorul slide 26 unde ni se spune, în 2025 concluzionau ei, trebuie să consolidăm sistemul. In 2025 we need to strengthen, adică trebuie să dăm un boost sistemului mondial. Păi cum să consolidezi sistemul? O întrebare simplă, cum să consolidezi sistemul? Slide-ul 27 ne spune exact ce spunea fostul Ioan Paul al II-lea de Ziua Mondială a Păcii în 1 ianuarie 2004. Oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de necesitatea unei noi ordini internaționale. Deci, dragii mei, observați că Roma și ăsta de sănătate, World Health Organization, vorbesc aceeași limbă.
Și nu știu de când am început noi să fim îndrăgostiți de ăștia, de teologia asta, de filozofia asta de viață, de modernismul ăsta care pătrunde în biserică ca și fumatul. De ce fumează lumea? Că e la modă. Ții o țigară în colțul din dreapta a gurii, dai aerul pe nas, cu tare, ifose. Dragii mei prieteni, drumul către astfel de curente și de astfel izvoare, astfel, cine bea din izvoarele de genul ăsta, nu va ajunge în împărăția celui, vă spun sincer. Apropo, declarație din cartea lui Daniel, capitolul 8, versetul 12, slide-ul 28. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ceea ce a început. Războiul de mâine împotriva adevărului de astăzi. Dragii mei prieteni, este cât se poate de serioasă și solemnă vremea în care trăim. De fapt, ce se dorește în lumea noastră e nimic altceva decât ceea ce a dorit Nebucadnețar sau Belșațar, Nebucadnețar, mă iertați, când a adus în Valea Dura o statuie de care? De aur. Și capul a cui era? Cu cine zămâna capul ăla? Capul lui. Asta este finalul la toate pandemiile astea din lume. Bineînțeles că Dumnezeu va interveni, dar are nevoie de niște soldați. Vreau să merg la slide-ul 30, o declarație foarte, foarte interesantă din Spiritul Profetic. Nu este prea departe vremea când poporul lui Dumnezeu va fi chemat să dea mărturie în fața conducătorilor pământului. Și asta are vechimea la textul ăsta și asta e 120-130 de ani. Noi suntem poporul, fraților, noi suntem poporul, corect? Nu este prea departe vremea când poporul lui Dumnezeu va fi chemat de Domnul să dea mărturie. Ăsta, expresia mărturie, este un cuvânt cheie din Apocalipsa, capitolul 12, versetul 17, da? Și balaurul s-a dus să facă război cu aia care păzește ce? Poruncile și nu știe nimeni, dar mai ții și mărturia lui Iisus Hristos. Iar aici vine și ne spune că poporul este chemat să dea această mărturie despre caracterul minunat al Domnului Hristos în fața cui? Conducătorilor lumii. Cât de, nu siguri, dar cât de confortabil ne simțim noi în această seară sau cât de pregătiți suntem noi sufletește, emoțional, mental, ca să stăm în fața conducătorilor lumii. E o întrebare mai mult retorică, evident că fiecare își cunoaște viața, sufletul, inima, ne cercetăm pe noi înșine. Și ce spune în continuare pana inspirată? Nici unul din 20 nu-și dă seama ce pași repezi facem spre marea criză din istoria noastră. Nu există timp pentru vanitate, pentru mărunțișuri, pentru a angaja mintea în chestiuni neimportante. Acum, eu, tu, noi, toți suntem un vector, ca și Estera. Estera era o tinerică care a ajuns împărăteasă, nu-i așa? Și unchiulețul care nu se spălase de vreo 3 zile, că nu era apă acolo în capitala Susa, postea omul să ruga. Nu-l interesa de cum arată și dacă are parfum de Paris sau nu. S-a dus la ea, că era decretul ca să extermine poporul Domnului, da? Bine că omul și-a permis ca un tată să discute direct cu Estera. Zice, dacă nu intervii, să știi că mântuirea ne va veni de în altă parte, scăparea, izbăvirea. Dumnezeu va găsi pe cineva să ne salveze, dar tu vei pieri alături de oamenii ăștia. Și textul pe care vreau să-l evidențiez, a doua parte a versetului 14 din Estera 4, slide-ul 31, ne spune, și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta? Ai ajuns la împărăție. Și aici este vorba de invitația și apelul pe care aș dori să-l fac tuturor minunaților copii și tineri care au venit în seara asta și ne-au absolut răsfățat cu muzică de calitate. Mă gândesc, sunt frați pe care i-am iubit, care astăzi nu mai există în viață, sunt produsul școlii românești, nu? 30 de ani, 32 de ani de lucrare. Dar aici am învățat să citesc alfabetul Bibliei în țara asta și nu mi-e rușine că vin sau sunt produsul unei societăți românești, mai mult sau mai puțin. Sunt frați care au trecut la odihnă și care
mi-aș dori să-i mai văd astăzi printre noi și în timp ce orchestra cânta, stăteam acolo și zic, bă, de-ar fi fratele X în viață, sau vă aduceți aminte de fratele Ungureanu? L-am văzut prima dată în 1990 la Făgăraș. Și alți frățiori care îi iubim și zic, dacă s-ar scula frații ăștia din morți să vadă cât de frumos cântă biserica noastră. Eu zic că există un progres și dăm slavă lui Dumnezeu pentru că după 1989 educația, spiritul antișcoală a dispărut și copiii noștri, copiii dumneavoastră au putut să meargă să facă o facultate, să învețe muzică de calitate ca să slăvească pe Dumnezeu și de aceea noi în această seară am fost răsfățați cu muzica aceasta de calitate. Mi-aș dori ca toți acești tineri care sunt prezenți, care au cântat atât de minunat, să ia cu ei această parte de verset din capitolul 4, versetul 14. Copiii mei, prieteni, scumpii mei, tineri, cine știe? Cine știe, fraților, cine știe? Dacă nu pentru o vreme ca asta sunteți voi, tineri care cântați în biserică, cine știe dacă Dumnezeu nu va chema pe voi, copiii tineri, copiii noștri, copiii fraților noștri, cine știe? Dacă nu pentru o vreme ca aceasta ați ajuns să fiți în biserica aceasta. Aplicație pentru timpul modern. Dumnezeu vă cheamă, noi suntem o generație expirată, nu că mă dau eu bătrân, dar na, la 53 de ani nu mai fugi ca la 20, corect? Nu vreau să falsez modestie, că oricum sună aiurea. Dar asta este realitatea. Îmi dau seama, mă uit la copii, la tineri ăștia, am dat mâna cu tinerei, zice, eu sunt băiatul lui Cutărescu. Ba, mama mia, nu-i mai cunoști. Dar faptul că nu mai ești în stare să recunoști care, un copilaș care era atâta, câțiva ani în urmă, asta este un mesaj că noi suntem, de fapt, o generație expirată, ca părinți am îmbătrânit. Văd, privesc prieteni de altă dată, încărunțiți, oameni care altele erau plini de viață, nu că astăzi nu sunteți plini de viață, dar totuși, prin Harul lui Dumnezeu, aveți copii. Și asta vă pune într-o situație de a le preda batonul sau ștafeta copiilor dumneavoastră ca să fie acea esteră care știe de unde vine, știe unde merge și știe care îi este scopul. Fii tu în această seară, prietene, o esteră. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca asta ne-a dat Dumnezeu copiii ăștia, tineri ăștia minunați care au venit și au cântat. Băiețelul care a spus aseară poezia a venit la mine dimineața, m-a tras de pantalon. Frate Liviu, mi-a plăcut poezia dumneavoastră, să știți? Și zic, și mie mi-a plăcut poezia ta. Da, diseară nu mai spun poezie, că o să cânt. Și mă uit la copiii ăștia, sclipesc de inteligență. Copiii dumneavoastră, dar sunt copiii Domnului. Sunteți de acord? Nu sunt ai noștri. Ne-a încredințat Dumnezeu pentru o misiune. Să-i educăm, să-i pregătim pentru războiul de mâine împotriva adevărului prezent de astăzi. O declarație de final, Marcus Garvey vorbea despre eliberarea minții și eliberarea trupului, slide-ul 32. Ne vom emancipa din sclavia mentală, pentru că în timp ce alții ar putea elibera corpul, nimeni în afară de noi înșine nu poate elibera mintea. Deci este o alegere a ta și o alegere a mea, dacă vrem să fim oameni cu o minte liberă în Iisus Hristos. Apropo, concluzii la Hollywood, ați mai auzit de treaba asta, The War of Tomorrow, nu vă invit să vedeți filmul ăsta, că mai dormiți noaptea, îmi spunea unii. Deci ăsta este un film produs de Hollywood, în care interesante conexiuni s-au făcut cu privire la poporul Advent. Și am aici în slide-ul 34 câteva sublinieri. Sunt niște extratereștri din ăștia urâți, se numeau spike, white spikes, adică luminile albe, care au, sau te duc, sau sugerează, te duc cu gândul la LNG white, spark whites. După aia, ăștia, extratereștri ăștia care vin, țin, sunt păzitori al sabatului, au un sistem imunitar foarte puternic, spune în film, sunt vegetariani, trebuie să îi inventăm un vaccin care să le distrugă sistemul imunitar. Tot în film spune, în premieră vineri 20 iulie, războiul de mâine, adică războiul împotriva, mâine era sabat. Atunci a fost premiera. Ori eu-s nebun, ori eu-s nebun. Hollywood pregătește mental, sau subliminal, dacă vreți, oamenii împotriva acelei rămășițe,
care va rămâne pe poziție și va păstra legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Noi avem zona noastră de confort. Ne-a dat Domnul anul ăsta un pic de respiro, dar durerea se va înteți, frecvența durerilor se vor înteți, intensitatea durerilor va crește ca o femeie în durerile nașterii. Dar bucuria care-i? Că vine Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei prieteni, închei, când infatuarea se transformă în panică, există oameni aroganți care nu știu că sunt aroganți, cinici, care nu știu că sunt cinici, oameni infatuați care cred că n-au greșit niciodată și nu pot greși în judecată. Biblia în Apocalipsa ne spune, când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Vedeți dumneavoastră Hollywood-ul când a făcut filmul ăsta The War of Tomorrow, războiul împotriva lui mâine. Este practic inversul, o fracție inversă a declarațiilor apocaliptice. Stelele din cer sunt alea, duhurile alea care luptă în văzduh, nu? Care Dumnezeu le ține în frâu, nu? Și mai spune ceva, cerul s-a strâns într-o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostravele s-au mutat în locul lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Da? Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Dragii mei prieteni, când infatuarea va îngheța, când va veni ziua adevărului, ziua desnodământului, poporul lui Dumnezeu va descoperi dacă a stat în războiul acesta pentru mâine sau împotriva lui mâine, de partea lui Dumnezeu, sau ne vom descoperi că ni se va spune, du-te de la mine, nu te cunosc, nu știu cine ești. Ferească Tatăl Ceresc de astfel de cuvinte, simțământul meu interior este că Domnul Hristos vine foarte curând, mi-e dor să mă duc acasă, mă declar un tip extrem de fericit din perspectiva relației mele cu Dumnezeu și declar că nu sunt atras de tot ce mai e pe pământul ăsta, mi se pare din ce în ce mai greu să supraviețuim în lumea în care trăim, în condițiile de corupție pe care le vedem. Aveți copii? Dumnezeu să ne ajute să-i păstrăm lângă Domnul Iisus Hristos. E rugăciunea mea fierbinte ca în această seară să înțelegem că dacă vrem să fim soldați în armata Domnului Hristos, în războiul de mâine, ca să apărăm adevărul de astăzi, trebuie să înțelegem ce este adevărul. Și Domnul Hristos ne dă răspunsul clar, eu, Iisus, sunt calea, adevărul și viața. Apelez la toți acești minunați tinerei care încă n-au făcut legământ cu Dumnezeu să se gândească de două ori. Trăim într-o eră fatală. Copii, îmi pare rău. Am auzit ideea, bă, dacă m-aș putea mărita și eu înainte să vină Domnul Iisus, dacă aș putea să mă însor și eu înainte să vină Domnul Iisus, măcar 5 minute. Dacă vrei să fii fericit, stai așa cum ești. Dacă vrei să faci pe altcineva fericit, atunci căsătorește-te. Ăsta este principiul nobil pentru căsătorie, pentru că toată lumea vrea să se căsătorească ca să fie el fericit, corect? Nu vreau să catapultez subiectul, ăsta e altceva. Dar pe final de asta, aș vrea să vă spun tinerilor, e posibil ca Domnul Iisus să vină în timpul vieții voastre. Și cred că are ceva mai bun să vă ofere decât o căsătorie. Dumnezeu să vă binecuvânteze părinții care v-au educat atât de frumos și au investit sacrificii. Mulți părinți au muncit ca să plătească o meditație la un profesor, ca să aducă calitatea voastră ca și, mă rog, violoniști sau trompetiști sau ce sunt, calitatea celor care cântă într-o așa manieră. Și sunt convins că părinții care au ascultat copilașii sunt foarte bucuroși, nu zic mândri, că frații nu sunt mândri, dar așa bucuroși că, uite, pe fiul meu, pe fiica mea, cântă frumos pentru Dumnezeu. Sper că în această seară să ne ducem să povestim cu Domnul Hristos, așa cum știm noi ca de obicei, și mâine dimineață să venim împrospătați la ziua de sabat și să aducem ultima jertfă Domnului nostru Iisus Hristos
în anul 2022. Câți dintre dumneavoastră sunteți mulțumitori Tatălui Ceresc că am supraviețuit în timp ce alții astăzi sunt în mormânt după 2 ani și ceva de criză mondială? Sunteți mulțumiți că Domnul ne-a mai ajutat să existăm? Slavă Domnului Hristos! Să o spunem și în rugăciune de seară. Bunul Tată Ceresc să fie cu dumneavoastră, vă urez o noapte superbă cu Domnul Hristos și așa cum Iacob a pus capul pe o pernă, care era de fapt o piatră, să punem și noi capul pe Iisus, pentru că piatra pe care și-a pus Iacob capul era Iisus. De aia și vă visul ăla frumos. Dacă vrei să visezi frumos, puneți capul pe piatra pe care și-a pus Iacob piatra. Dumnezeu, capul. Dumnezeu să ne binecuvânteze în această seară. Amin.